făcute anumite schimbări, la aia mă refeream și eu. Analiza asta am făcut-o împreună la partid, nu acum, ci după alegerile parlamentare. Și știți foarte bine că în unele localități am luat scoruri mai mici decât ne așteptam. Acolo trebuie să acționăm foarte bine, trebuie făcut o analiză foarte concretă și am tras un semnal de alarmă pentru că timpul trece foarte repede. Suntem în anul 2017, se apropie cu pași repezi 2019, unde avem două cicluri electorale, unul europarlamentarele, al doilea alegerea președintelui României. Și vă spun că vine foarte repede și 2020, unde vom avea din nou alegerile locale și alegerile generale. Acest semnal am vrut să-l trag eu ca și un semnal de alarmă. Știa și domnul Rotaru de acest aspect și tocmai de aceea am... Dar de ce s-a enervat așa, dacă amândoi erați cu mâna pe amorțat? Eu cred că a fost o reacție de moment. Eu cred că...